Slăvit să fie Domnul! Mulțumesc Domnului că m-a binecuvântat să fiu din nou împreună cu voi la slujire și doresc binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. Vrem să îl înălțăm pe Domnul pentru că până aici Dumnezeu a fost cu noi. Până aici Dumnezeu a ocrotit și a păzit familiile noastre, casele noastre și suntem astăzi în prezența Lui Dumnezeu la o zi de bucurie, de sărbătoare în casa Lui Dumnezeu și doresc binecântarea Lui Dumnezeu să fie peste fiecare inimă. Vă aduc salutări sfinte din partea bisericilor din Italia și salutul nostru l-am adus de mai multe ori, îl aduc și de această dată. Spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia vă trimit sănătate. Harul să fie cu voi cu toți. Amin. Ne bucurăm să fim împreună, să suntem împreună cu fratele Petru Balmoș, pastor-asistent în Biserica Filadelfia din Mansuie, lângă Veneția, unde slujim. Din partea celor peste 50 de biserici penticostale române din Italia, vă aducem salutări sfinte, ne bucurăm de Harul Lui Dumnezeu, de prezența Lui Dumnezeu și dorim același lucru, Dumnezeu să reverse și peste fiecare dintre voi. Suntem, sunt împreună cu fata mea mai mare, Ligia, sunt de asemenea împreună și cu fratele Nick Balmos și fratele Sorinia Coban din Detroit, Michigan. Dorim binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie în continuare peste lucrarea care Dumnezeu vrea să o facă în locul acesta. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, dacă vreți, să citim un verset din Cuvântul lui Dumnezeu din Luca, din capitolul 12, versetul 49, să citim și versetul 50, pagina 1006, în Sfintele Scripturi, Luca de la capitolul 12, versetul 49 și 50. Eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se îndeplinească. Amin. Mă invit să vă reașezați înaintea Domnului. Cuvântul din partea lui Dumnezeu pentru noi astăzi este actual, este valabil, este real. Dumnezeu vrea să aprindă focul său. Domnul Iisus Hristos a venit pentru aceasta, să aprindă un foc pe pământ. Dar focul acesta nu este un foc vizibil cu ochii aceștia. Și este un foc care vrea Dumnezeu să-l aprindă în inimile noastre. Este un foc care vrea Dumnezeu să-l aprindă în inimile tinerilor, în inimile adolescenților. Vrea Dumnezeu focul acesta să-l aprindă în inima slujitorilor. Vrea Dumnezeu acest foc să-l aprindă în familii. Asta e dorința lui Dumnezeu. Asta era dorința Domnului Isus Hristos și aș vrea despre acest foc să vă spun câteva lucruri din cuvântul lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu, că Dumnezeu vrea acest foc să-l aprindă chiar acum. Nu este un foc care să fie cândva. Nu e un foc care a fost aprins doar o dată la Rusalii. Dar vrea focul acesta să fie aprins în inimile noastre, în biserică, în familie, chiar acum. Și mă rog, Dumnezeu, să aprindă focul acesta. Eu am venit, spunea Domnul, am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum? Dar nu orice inimă îl primește, nu orice inimă îl dorește. Atunci la Rusalii, nu toți l-au primit, nu toți l-au înțeles, nu toți l-au acceptat. Unii își băteau joc, alții l-au ignorat, însă au fost alții care au spus, Doamne, aprinde focul tău în noi. Doamne, mai vrem și noi Rusalii și vrem Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă uitam pe uh, programarea dumneavoastră, aveți acele gânduri frumoase despre botezul cu Duhul Sfânt. Și vrea Dumnezeu, botezul cu Duhul Sfânt, să fie o realitate. Și ce vreau decât să fie aprins chiar acum? Mai mult decât ne dorim noi, mai mult decât își doresc pastorii bisericilor, mai mult decât își dorește oricine, își dorește Domnul Isus Hristos, acest foc al Duhului Sfânt, acest botez cu Duhul Sfânt, să fie aprins în inimile noastre, Dumnezeu să lucreze. Dar ce înseamnă focul lui Dumnezeu? Și dacă ar fi să aprindă Dumnezeu focul în inimă, ce înseamnă asta? În primul rând, focul lui Dumnezeu indică prezența lui Dumnezeu. Că Dumnezeu coboară în mijlocul focului, înaintea lui Dumnezeu merge un foc mistuitor. Și întotdeauna focul sfânt, focul din partea lui Dumnezeu, a arătat că este prezent Dumnezeu. Când Abel și Cain au adus jertfă înaintea lui Dumnezeu, fiecare și-a adus darurile lui înaintea lui Dumnezeu. Carta Geneziei nu ne spune cum au înțeles ei că Domnul a primit jertfa unuia și n-a primit-o Dar din ceea ce voi arăta din Scriptură, eu personal cred că ăsta a fost modul în care oamenii aceștia și-au adus darul înaintea lui Dumnezeu, l-au pus pe altar și apoi Dumnezeu trebuia să aprindă focul său, care să mistuie jertfa și cred că acesta a fost simbolul și acesta a fost modul în care acești oameni au înțeles că jertfa lor a fost primită înaintea lui Dumnezeu. Vedem, acest lucru s-a întâmplat cu Aron. A aprins Dumnezeu focul acesta, a dus Aron jertfă înaintea lui Dumnezeu. Și a spus Dumnezeu apoi lui Aron și a rămas ca o lege pentru preoți. S-a aprins focul lui Dumnezeu, a coborât foc dinaintea Domnului și s-a aprins pe altar. Și apoi trebuiau să aibă grijă preoții, asta era una din marile lor îndatoriri, ca să întrețină focul acesta să nu se stingă pe altar. Ei n-aveau voie să aducă un alt foc din altă parte. Ei trebuiau să țină acel foc zi și noapte, să-l aprindă, să-l aprindă, să-l țină mereu, întotdeauna focul acela care a coborât de la Dumnezeu, focul acela să fie pe altarul lui Dumnezeu. S-a întâmplat însă un lucru. Chiar cei doi fii ai lui Aron. Cei care erau preoți înaintea lui Dumnezeu, Nadab și Abihu. Au stat, au stat ei și s-au gândit. Ce diferență este? Luăm și noi două pietre, facem un foc, te uiți la foc, e același lucru. Nu e nicio diferență. Este vreo diferență? Este vreo diferență între focul care vine de la Dumnezeu și focul care îl aprindem noi oameni? Este o diferență între ceea ce vorbește Dumnezeu și ceea ce vorbesc cu oamenii? Este o diferență? Mă rog în această zi ca focul acesta să coboare în mijlocul nostru. Și doresc ca Dumnezeu să umple inimile tinerilor pentru a slăvi pe Dumnezeu. Că este o mare diferență între o cântare care o cânți din inimă cu focul care vine de la Dumnezeu și poate aceeași cântare să o cânți cu un alt foc străin de Dumnezeu care provine din altă parte. Sursa ei este din altă parte. Dacă te uiți, nu vezi nicio diferență între focul lui Nadab și Abihu și focul care a coborât pe altarul lui Aron. Nu era nicio diferență, îmi spune noi. Și totuși diferența era mare. Că un foc venea de la Dumnezeu, sursa era Dumnezeu, originea era Dumnezeu. Și celălalt, origine erau oameni. chiar dacă erau preoți. Chiar dacă făceau slujba înaintea lui Dumnezeu. De aceea mă rog, și rog pe Dumnezeu și rugați-vă întotdeauna lui Dumnezeu ca tot ceea ce se face în locul acesta să-și aibă sursa, să-și aibă izvorul în Dumnezeu, în cerul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Asta vrea Dumnezeu. El a venit să arunce acest foc pe pământ. Și chiar dacă apostolii n-au fost cărturari, n-au fost oameni înțelepți în felul lumii acestea, focul acela care a coborât din cer a făcut să se întindă Evanghelia, să ajungă până la marginea pământului, să ajungă până în zilele noastre și nu prin putere omenească. Spunea profetul în vechime, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul lui Dumnezeu. De aceea e important să ne rugăm să avem acest foc. Un foc care nu-l dau școlile teologice, oricât de bune și de renumite ar fi ele. Un foc care nu-l pot aprinde bisericile să spună, noi ne punem un slujitor după cum vrem noi. E un foc care îl dă Dumnezeu. E o chemare care o face Dumnezeu. E o ungere care o lasă Dumnezeu. Și nu vine de la oameni, ci vine de la Dumnezeu. Și trebuie să vină de la Dumnezeu. Și lipsește acest foc în biserici. Focul acesta arată tocmai prezența lui Dumnezeu, că e prezent Dumnezeu. Mergea Moise, păștea turma socrului său, 40 de ani. Avea deja o obișnuință, o rutină. De aici până aici, de aici până aici, asta și asta, și 40 de ani așa a bătut pasul pe loc. Dar a venit o zi. O zi în care Moise a trecut dincolo. A ieșit din rutină. A ieșit din tradiția sa, din obiceiul, cu ceea ce s-a obișnuit el de aici până aici. Și a trecut dincolo. Și când a trecut dincolo, a văzut un rug aprins, care nu se miștea, și s-a întors să vadă de ce nu se miște. Că orice foc mistuie, arde, se consumă și se termină. Dar iată că Dumnezeul nostru când aprinde un foc, aprinde un foc care nu se termină. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Care nu consumă, care rămâne întotdeauna. Și asta a spus Domnul despre Duhul Sfânt. El va rămâne cu voi și în voi. Și din mijlocul focului, Dumnezeu i-a vorbit, pentru că focul întotdeauna Focul sfânt arată că este prezent Dumnezeu. Și a spus Moise, descalță-ți încălțămintele picioarelor, pentru că locul pe care calci este sfânt. Că era prezent Dumnezeu acolo. Că era focul lui Dumnezeu acolo, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. David a păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus, alegeți pedeapsa, Îți dau să alegi. Și David a ales trei zile, în care îngerul morții a trecut din sat în sat, din casă în casă și a dus moarte și au murit oameni, mii și mii de oameni. Și când se apropia de Ierusalim, David a văzut îngerul Domnului. L-a văzut cu sabia și a văzut că se apropie de el, se apropie de casa lui, se apropie de orașul în care locuia el. Și a stat David înaintea lui Dumnezeu și a dat seama că până aici au fost nimiciți oameni. Și a spus, Doamne, eu am păcătuit. N-au păcătuit oamenii aceștia care mor, eu sunt de vină, Doamne. Oprește-ți mânia. Și a stat David a mijlocit, s-a rugat înaintea lui Dumnezeu și îngerul lui Dumnezeu s-a oprit în dreptul ariei lui Aravna Ebusitul. S-a oprit acolo. Aravna Ebusitul a văzut și el lucrul acesta. A alergat înaintea lui David și a spus, David, uite, exact în casa mea, când se intre în casa mea, când se intre în ogorul meu, când se intre în proprietățile mele, Domnul s-a oprit și Domnul s-a îndurat de mine. Slăviți să fie numele Lui! Și a spus, vreau să aduc acum jertfă Domnului, nu mai mă uit la nimic, nu mă uit la bani, nu mă uit la averi, eu vreau să dau Domnului, vreau să mă închin Domnului. Și David a spus atunci, nu voi aduce Domnului jertfe care să nu mă coste nimic. Și a spus, nu mă interesează ce îmi dai tu, eu aduc Domnului jertfă. Și a dus Domnului jertfă acolo. Locul acela avea să fie mai târziu templul din Ierusalim, dar acolo. Când David a dus jertfă înaintea lui Dumnezeu, a dus jertfa și a vrut să aibă și el confirmarea că Dumnezeu ascultă rugăciunea, că Dumnezeu îi primește jertfa, că Dumnezeu i-a iertat păcatul, că Dumnezeu a ispășit vina nelegiuirii sale. Și când a adus jertfa, Spune scriptura, atunci a ieșit un foc de la Domnul. Și focul lui Dumnezeu a prins jertfa lui David. Și David a slăvit pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a confirmat prezența lui în locul acela. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Pe acel loc aveam ani mai târziu să se ridice Templul din Ierusalim, Templul lui Solomon. Și Solomon a adus jertfe înaintea lui Dumnezeu. Și și-a dat seama că nu mai era focul că nu mai era focul cel care a coborât cândva la Aron, că s-a întâmplat de-a lungul istoriei lucruri și nu mai avea focul acela. Și l-a rugat pe Dumnezeu, pentru că focul acela nu-l pot da oamenii, nu-l pot da nici preoții, nu-l pot da nici cărturarii, nu-l pot da nici bătrânii, nu-l pot da nici tinerii, focul acela îl poate da doar Dumnezeu. Și asta stat Solomon înaintea lui Dumnezeu, la inaugurarea templului și a coborât focul lui Dumnezeu și a aprins jertfa și prin asta au înțeles că Dumnezeu și-a confirmat prezența lui. Și slava lui Dumnezeu a umplut casa aceea. Și preoții n-au mai putut să facă slujbă, pentru că a coborât Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Asta se întâmplă când focul lui Dumnezeu coboară. când noi nu mai le facem programele noastre, că noi nu mai mergem după punctele noastre, când toate le controlează Dumnezeu, slăvit să fie El. Și asta vrea Dumnezeu să facă în inimile noastre. Asta vrea Dumnezeu să facem în bisericile noastre. Să-L chemăm pe Dumnezeu să coboare focul Său Sfânt. Pentru că e cea mai mare bucurie să-L ai pe Dumnezeu și să ai prezența Lui Dumnezeu. Pe muntele Carmel, Ilie a chemat prorocii lui Bal, sute de proroci. Și a spus, oameni buni, suntem de acord. E bună religia voastră, e bună Dumnezeul vostru, da, o accept și eu cu o condiție. Pentru că asta ne spune dacă un Dumnezeu este Dumnezeu sau nu este Dumnezeu. Acela este adevăratul Dumnezeu și pe acela să-L slujim. Dumnezeul care va răspunde prin foc. Și aduce jertfă, dacă Bal este Dumnezeu, dacă Bal poate să-și confirme prezența și dacă el își descoperă prezența lui, atunci îl mergem după Bal toți. Dar dacă nu e el, și este o înșelătorie, oricât de frumos ar fi oricât de plăcut ar fi, oricât de încântător ar fi Dumnezeul acela, nu merită slujit. Un singur Dumnezeu merită slujit, un singur Dumnezeu merită închinare. Dumnezeul care vorbește prin foc, Dumnezeul care răspunde prin foc. Și s-au chinuit, au cântat, au dansat și au făcut tăieturi, au stat o zi întreagă și au făcut ritual după ritual. Și spune Scriptura, nu s-a auzit nici glas, nici sunet, nimic, nimic, nimic. Bale auzi. -ne. Și Ilie a început deja să-și bată joc de ei. Poate e în vacanță, poate doarme, poate e ocupat cu altceva, mai așteptați, mai insistați, dar în clipa când se aducea jertfa de seară, Ilie a adunat pe toți, a adres altarul, a zidit altarul cu 12 pietre care simbolizau semințiile lui Israel a adus jertfă înaintea lui Dumnezeu. Și ca să arate că prezent este Dumnezeu și că nimic nu îl împiedică pe Dumnezeu, a spus, eu nu pun paie uscate aici ca să se aprindă mai ușor, poate cumva reușim. Nu, nu, a pus chiar apă, a făcut un șanț în jurul altarului, l-a umplut cu apă și tot a pus apă, ca să arate că nu-i manipulare, nu-i ceva care oamenii forțează cumva, nu cumva oamenii au înlesnit pe Dumnezeu, nu, chiar oamenii să stea împotrivă, chiar oamenii să, să pună bariere și piedici, atunci se vede Dumnezeu. Și în clipa când se aducea jertfa de seară, Elie și-a ridicat glasul către cer și a spus, Doamne, fă să se știe în primul rând că Tu ești Dumnezeu în Israel, că Tu ești Dumnezeul cerului și al pământului, fă să se știe că eu sunt slujitorul Tău și fă să se știe că lucrarea care o fac este lucrarea la care m-ai trimis Tu. Și Dumnezeu și-a confirmat prezența. Slăviți să fie numele lui. În ziua 50 erau toți adunați la oaltă și deodată s-a auzit ca văzitul unui vânt puternic și niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se fiecăruia dintre ei și a coborât focul acela care n-au mai putut să-l stingă Sanhedrinul, preoții care n-au putut să-l stingă romanii. Focul acela care a continuat și a ajuns și în zilele noastre. Focul acela al Pentecostei al rusaliilor, al cinzecimii. Și Dumnezeu vrea să-L aprindă încă. Binecuvântat să fie numele Lui! Și sunt atâtea și atâtea exemple, dacă ar fi să vorbim de Gedeon, dacă ar fi să vorbim de alți oameni care au văzut focul acela și în inima cărora a prins Dumnezeu focul acela. Dar aș vrea în această zi să înțelegem acest lucru. Este un foc care vrea să-L aprindă Dumnezeu, care să-ți confirme prezența Lui Dumnezeu. Pentru că degeaba viei și poate îți place și poate e frumos, și e bine, și iese totul bine. Dar dacă nu-i prezent Dumnezeu, spunea un mare evanghelist, focul naște foc, și gheața, gheața naște. Și sunt atâtea biserici reci în care nu mai este focul lui Dumnezeu. Sunt atâtea inimi reci care nu mai simt prezența lui Dumnezeu. Dacă noi venim în casa lui Dumnezeu, eu când vin în locul acesta, când vin într-un loc acesta, când mă închin înaintea lui Dumnezeu, vreau să simt prezența lui Dumnezeu. Vreau să simt că Dumnezeu mi-ascultă rugăciunea. Vreau să știu că Dumnezeu confirmă prezența sa și îndurarea sa față de mine. De aceea, în această zi, rog pe Dumnezeu, prin focul său, să facă simțită prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezent, dar s-ar putea ca tu să nu-L simți, s-ar putea ca tu să-L ignori, s-ar putea ca tu să fii departe și să nu vezi cum Altă dată, Gehazi nu vedea. Era un munte întreg înconjurat cu călăreți și cai de foc. Și el nu vedea nimic. Și el s-a rugat, Doamne, deschide ochii, să vadă. N-a spus, Doamne, vino, că Dumnezeu era. Dumnezeu era în control, Dumnezeu a înconjurat deja cu armata sa, dincolo de ceea ce văd ochii noștri. Este prezența lui Dumnezeu, slăvit să fie în numele Lui. Focul lui Dumnezeu însă înseamnă și purificare, sfințire, curățire. Focul are această proprietate. Și când vine Dumnezeu, El întotdeauna vine mai întâi să curăție, mai întâi să sfințească. În templu trebuia făcută sfințirea vaselor. Și vasele care suportau focul erau sfințite prin foc, cele care suportau apa erau sfințite prin apă. Stătea Isaia înaintea lui Dumnezeu. Și tot din partea lui Dumnezeu avea mesaje și spunea, vai de, vai de, vai de fiecare și a avut mesaje de vaiet pentru multe popoare. Dar într-o zi, în anul, împărat, în anul morții împăratului Ozia, Isaia a văzut pe Domnul. A avut această viziune, l-a văzut pe Domnul. Poalele mantiei lui umpleau locul acela. Serafimii zburau și strigau unul către altul, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul! Și tot locul acela era plin de slava lui Dumnezeu. Și acum, când îl vede pe Domnul, Isaia, deși era proroc, deși era un om al lui Dumnezeu, deși vorbea din partea lui Dumnezeu, își dă seama că e un om cu buze necurate. Își dă seama că nu-i la standardul Sfințeniei lui Dumnezeu. Când te vei uita la oameni, când te vei compara cu oamenii, tu vei fi bun. Că tu nu fumezi, că tu nu bei, că tu nu faci ce fac alții. Dar când te vei uita spre Dumnezeu, când vei vedea Sfințenia lui Dumnezeu, când te vei compara cu Dumnezeu, oricât de sfânt ai fi tu, vreau să spun că vei tremura înaintea lui Dumnezeu. Și te vei vedea vinovat, și te vei, dea, vei vedea păcătos. Oricât de sfânt ai ține tu. Oricât de bun te-ai crede tu, oricât de moral crezi tu că ești, înaintea lui Dumnezeu, nu poți să te vezi altfel decât păcătos. Și acolo, în locul acela, în prezența lui Dumnezeu, a lansat Dumnezeu o chemare, o provocare. Cine va merge pentru noi? Pentru că de asta ne-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt. De asta Dumnezeu ne îmbracă cu focul acesta, ca să mergem pentru El ca să-L slujim pe El, ca să lucrăm pentru El. Numai că era nevoie de ceva înainte de această chemare, înainte de această trimitere, era nevoie de ceva. Atunci a venit una din făpturile acelea și a luat un cărbune, a luat foc de pe altarul acela de înaintea lui Dumnezeu și a atins buzele. Nu-i ceva plăcut. Voi vreți să vă atingă Dumnezeu buzele? Vreți să vă curățească, să vă sfințească focul lui Dumnezeu? Arde, doare, dar slăvit să fie Dumnezeu, că face bine. El face bine, face bine sufletului nostru și apoi face bine altora. Și iată-l pe Isaia, omul care a avut cea mai largă activitate profetică, cel care a vorbit despre nașterea Domnului, despre suferințele Domnului, de parcă ar fi văzut viața Domnului undeva pe un ecran. Așa vorbește omul acesta. Vorbește din partea lui Dumnezeu, pentru că focul lui Dumnezeu i-a atins buzele, pentru că focul lui Dumnezeu l-a curățit. Și noi aveam această credință în Dumnezeu și noi avem credința care e nespus mai scumpă decât aurul, care este încercat prin foc, este curățit prin foc și vrea Dumnezeu să ne curățească. Și mai îngăduie Dumnezeu un foc, poate, al încercării. Mai îngăduie Dumnezeu un foc prin care să ne curățe. Vrea Dumnezeu să curățească. Astăzi a promis că vrea să ierte. Astăzi a promis Dumnezeu că vrea să se atingă de inimi care stau departe de Dumnezeu și vrea să le folosească. Dar nu o poate face înainte să te curățească, să te sfințească, să te purifice, să-ți facă inima curată înainte lui Dumnezeu, că doar așa vom sluji lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Focul mai înseamnă însă și pasiune. Spunea Ieremia, un alt proroc, l-a chemat Dumnezeu, era copil și a spus, Doamne, eu sunt copil. Eu n-am școală teologică, eu n-am pregătire, eu n-am experiență, eu n-am vârstă adecvată, nu mă vor primi, nu vă vor accepta. Și Dumnezeu a spus, nu spune asta. A pus Dumnezeu focul acela sfânt în el și el a spus, un foc lăuntric mă mistuie caut să-l opresc, dar nu pot. Asta e pasiunea înaintea lui Dumnezeu, când un om îl slujește pe Dumnezeu cu râvnă, cu ardoare, cu zel, cu devotament. Asta e ceea ce lipsește în mod deosebit în biserici, focul acesta al pasiunii. Cântăm, dar parcă nici noi nu credem ce cântăm. Ne rugăm, dar parcă nici noi nu suntem conștienți că Dumnezeu chiar este aici. Ascultăm și noi, dar nu suntem chiar siguri că Dumnezeu este Cel ce vorbește. Pentru că lipsește focul acela, pasiunea pentru Dumnezeu. Vrea Dumnezeu să aprindă în inimile tinerilor pasiunea aceasta. Și ce înseamnă focul acesta? Nu te mai împinge comitetul, nu-ți mai spune păstorul, nu-ți mai spune mama și tata. Pleacă din lăuntrul tău, că a pus Dumnezeu în tine să te sfințești, să-L cauți pe Dumnezeu. Nu trebuie să te mai motiveze la rugăciune. Eu consider că într-o biserică adevărată în care este Duhul Sfânt, noi nu trebuie să fim motivați la rugăciune. Nu trebuie să ne îndemne cineva la rugăciune, nu. Ci trebuie doar să ne spună atât, să ne spună direcția în care să ne rugăm, să ne unească, adică să ne spună să ne rugăm pentru bonlav, să ne rugăm pentru cei nemântuiți, să ne rugăm pentru țară, să ne rugăm pentru... Atât. Nu trebuie să ne împingă cineva, nu trebuie să ne îndemne cineva, ci trebuie noi înșine să pornim. Nu trebuie să ne sune cineva, nu trebuie să ne cheme cineva, nu trebuie să ne caute cineva, nu trebuie să se poarte cineva cu noi, să ne aducă cumva la biserică. Ce pleacă din lăuntrul tău. N-ai liniște în inima ta să stai acasă. N-ai liniște în inima ta să mergi în altă parte. Pentru că este un foc în inima ta. Și el spune, du-te la casa lui Dumnezeu n-ai liniște în inima ta pentru că ești un foc și spune, citește cuvântul lui Dumnezeu, stai în rugăciune, stai în părtășie cu Dumnezeu. De ce? Că e focul acesta. Eu mi -am amintesc când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Eram un grup de tineri și bătrânii s-au obișnuit așa, mergem și noi la adunare când e program. Noi nu aveam stare, noi mergeam și spuneam, haideți să, să mergem în cutare loc, hai să ne adunăm undeva la rugăciune. Nu ne mai ajungeau zilele, nu era suficient luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, vreau seară de seară, vreau zi de zi să stăm în rugăciune, să stăm în părtășie. Nu ne era suficient timpul. Asta înseamnă să ai foc, asta înseamnă să fii plin de pasiune, că nu te împinge cineva spre, Dumnezeu, spre Cuvântul lui Dumnezeu, spre Casa lui Dumnezeu, ci din lăuntrul tău pornește dorința de a-l sluji pe Dumnezeu, dorința de a-l căuta pe Dumnezeu, dorința de a te sfinți. Că nu trebuie să spună Păstorul, trebuie să te îmbraci frumos, pleacă din tine, din, din inima ta, dorința asta. Cum să fiu mai plăcut lui Dumnezeu? Cum să fiu mai plăcută lui Dumnezeu? Cum să fiu mai sfânt, mai aproape de Dumnezeu? Nu trebuie să te mai împingă cineva la asta. Pentru că Duhul Sfânt din inima ta, te va învăța, te va călăuzi, te va motiva, te va îndemna. El îți va da imboldul de a-l sluji pe Dumnezeu. De aceea noi vrem să lucreze Duhul Sfânt. Pentru că noi vrem ca și conducere să fie totul bine. Și vrem să ținem lucrurile sub control. Și nu vom reuși niciodată să ținem lucrurile sub control că nu vom reuși noi cu statut, cu regulamente, cu porunci, cu tot ce vrem noi. Nu vom putea ține lucrurile sub control. Pentru că dacă un tânăr nu vrea să fie supus, nu va fi supus niciodată, oricâte reguli am pune noi. Dar este cineva care îi poate schimba inima. Este cineva care poate schimba viața. Și acela este Duhul Sfânt. De aceea noi ne rugăm în biserică să fie Duhul Sfânt. Să fie focul acesta sfânt. Pentru că acesta va lucra schimbarea, transformarea inimii, care nu va mai fi motivată, ci din lăuntru omul nu va avea pace și liniște până când nu îl caută pe Dumnezeu, până când nu se apropie de Dumnezeu, până când nu se sfințește. Și pentru aceasta ne rugăm, Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să lase focul acesta sfânt. Focul înseamnă și putere. Cea mai mare energie din, din universul acesta este focul. Stelele întregi, soarele dacă ne uităm nu e altceva decât un foc. Și focul aprinde, în primul rând, lumină, aduce lumină în viața omului. Focul acesta, Sfânt Duhul Sfânt, în primul rând te luminează, să vezi ce ești, să vezi pe cei din jurul tău, să vezi nevoile lucrării, să vezi nevoia ta de sfințire, Duhul Sfânt ne luminează. Doamne, aprinde lumina aceasta în noi. Dar focul înseamnă și căldură. Căldură. Asta înseamnă dragostea frățească. Noi ne bucurăm ca, ca români, suntem un popor ospitalier și mă bucur, umblă atât în lumea aceasta și oriunde întâlnim frați români, penticostali. Și parcă avem ceva aparte, căldura aceea cu care ne întâlnim unul cu altul, cu care vorbim unul cu altul, părtășia aceea sfântă și ne bucurăm că Dumnezeu încă lucrează și asta o face numai Duhul Sfânt și vrem biserica aceasta să fie într-adevăr plină de căldură aceasta frățească, a dragostei frățești, că nu trebuie să fugim unul de altul, că nu trebuie să ne evităm unul pe altul, Și dragostea lui Hristos ne strânge, pentru că e focul acesta sfânt. Și focul acesta înseamnă puteri. Mașina cu care mergi, să știi că nu merge cu altceva decât cu foc. Că cineva știu să-l pună acolo, să pună ceva, un combustibil care arde și dă exact cât trebuie. Avionul cu care zbor merge tot cu foc. Curentul care la e tot un foc. Și tot ceea ce avem noi și tot ce înseamnă astăzi energie, cel mai mult are nea un foc, chiar și energia care o avem în trupul nostru. Este tot un foc care arde ceea ce avem noi în nostru și există un proces care are loc în celulele noastre. Dar dincolo de toate astea, în universul spiritual al lui Dumnezeu, cea mai mare forță, cea mai mare putere, cea mai mare energie, este puterea Duhului Sfânt. Și dacă Dumnezeu este cu noi, întreba Pavel, cine va fi împotriva noastră? De aceea am vrea să ne dăm seama, să realizăm ca biserică, cu noi este cea mai mare putere din univers. Este Duhul lui Dumnezeu. Și n-au stat împotriva nici romanii, n-au stat împotriva nici evrei, nici iudei, n-au stat împotriva nici comuniștii și nu poate sta nimeni împotriva puterii Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu lucrează. Că Duhul Sfânt înseamnă putere și l a spus Iisus Hristos, că voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt. Și vrem această putere să fie între noi. Duhul Sfânt nu este o putere, El este o persoană, dar El are în sine putere și noi primim putere când primim Duhul Sfânt. De aceea noi ne rugăm ca Duhul Sfânt să coboare încă în mijlocul nostru. Dumnezeu să lase puterea aceasta în predicare, în cântare, puterea de curățire, de sfințire, puterea de a mărturisi pe alții. Niște oameni care nu aveau carte, niște oameni care nu aveau experiență, care nu erau oratori. Și totuși când s-au ridicat în numele Domnului plin de focul acela, într-o zi 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu. În altă zi 2.000 de oameni au căutat să-i oprească, au luat-o cu bătaia, au luat-o cu amenințări, au luat-o cu un mod, au luat-o cu altul. N-au reușit, pentru că cu ei era o putere. Și puterea aceea de la Rusale o vrem și noi astăzi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Focul însă înseamnă și părtășie. Părtășie unii cu alții. Petru s-a dus în curtea mare lui preot, acolo erau adunați o mulțime de oameni, dușmanii lui Isus. Și fiindcă era frig, era noaptea, s-a apropiat și Petru să se încălzească la focul acela străin. Și când s-a încălzit la focul străin, Petru a început să se blasteme, Petru a început să vorbească rău despre Isus, nu-l cunoaște pe Isus, nu vrea să aibă nimic a face și a vorbit murdar chiar spune Scriptura. Și s-a lipădat de Isus, pentru că s-a încălzit la focul străin. Astăzi, iubiți tineri, sunt atâtea focuri străine și internetul aprinde atâtea focuri străine și televiziunea aprinde atâtea focuri străine și drogurile aprind focurile lor străine și băutura și plăcerile lumii și păcatul aprinde atâtea focuri străine în care tinerii se adună, dar nu se adună să-l slujească pe Dumnezeu, ci se adună să facă sfat împotriva lui Dumnezeu, împotriva lui Isus Hristos. Și Petru s-a apropiat și el. La început n-a vrut asta, dar s-a apropiat să se încălzească la focul străin. Și încălzindu-se la focul acela, a fost suficient să-l îndepărteze de Dumnezeu. Dar acolo, în timp ce stătea la focul acela, dintr-o dată o privire s-a îndreptat spre el și ca un magnet și privirea lui Petru a fost atrasă de acea privire. Și aceea era privirea Domnului Iisus Hristos. Și când a întâlnit privirea Domnului Iisus Hristos, Petru și-a adus aminte de promisiunea, de legământul făcut, de cuvântul dat înaintea lui Dumnezeu și a revenit în fire, a ieșit afară de acolo și a plâns cu amar. În această zi aș vrea să știi că în locul acesta sunt ochii Domnului care privesc spre tine. Și aș vrea ochii tăi să întâlnească ochii Domnului Iisus Hristos. Și să realizezi dacă ești în focul acesta străin, dacă te aduni încă cu cei păcătoși, cu cei stricați, oprește-te, ieși afară, plângi cu amar un plâns al pocăinței. Uitați-vă la Iuda și Petru, dacă ar fi să vorbesc despre Iuda și Petru, la fel de vinovat a fost Iuda ca și Petru, la fel de vinovat a fost Petru ca și Iuda. Numai că Iuda doar s-a căit, adică i-a părut rău și și-a pus capăt zilelor și a pierdut mântuirea. Petru însă a făcut aproape același păcat, poate chiar mai rău, însă Petru s-a pocăit cu adevărat. A plâns cu amar, s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu și Dumnezeu l-a primit și a făcut din el apostol. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. De aceea, în această zi, mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze focul sfânt. Când Domnul a înviat, Petru s-a dus să prindă pește, a vrut să se întoarcă din nou la meseria sa și s-a întors dezamăgit, n-avea nimic. Dar pe țărm, pe malul lacului, l-a Domnul Isus Hristos. Era acolo un foc, era jeratic, era pește pus deasupra și l-a chemat pe Petru. Petru, copii, aveți ceva de mâncare? Nu, Doamne, n-avem nimic. Suntem flămânzi, suntem dezamăgiți suntem triști, parcă toate ni s-au stricat, nici în cele spirituale n-am reușit, nici în cele materiale suntem și în astea suntem falimentari, parcă totul s-a ruinat dar l-a chemat Domnul la focul lui și a dat mâncare și a stat de vorbă cu el și l-a reabilitat și a spus Petre, dacă mă iubești paște oile mele l-a reabilitat există un foc și în ziua aceasta vrea Dumnezeu focul acesta reabilitării l-a prins aici Poate și tu cu a Petru l-ai cunoscut cândva pe Dumnezeu, dar încet, încet te-ai îndepărtat de Dumnezeu. L-ai dezamăgit pe Isus. El nu vrea să-ți arate obrazul la să spună uite ce ai făcut, uite ce ai promis, uite ce ai ieșit. El vrea în această zi să te cheme. Vrea să-ți spună, să spună niște întrebări, cum a spus lui Petru. Ai ceva, ai realizat ceva cu viața ta? Ai realizat ceva cu tot ce ai, ce ai încercat tu să faci? Nu e așa că nu ți a ieșit nimic, astăzi ești mai dezamăgit ca oricând? dar te cheamă Dumnezeu la focul Lui. Vrea Dumnezeu să te reabiliteze, să te împaci, să te întorci la Dumnezeu. Și Dumnezeu a prins focul acesta în Petru. Și mă rog ca Dumnezeu să aprindă focul Său în inimile noastre. Există acest foc al limbii, spune Apostolul Iacov, că limba este un foc mic care aprinde o pădure mare. De aceea noi când primim Duhul Sfânt, în primul rând, semnul evident al botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în altă limbă, că e schimbată vorbirea, că nu mai vorbim altceva, că nu mai vorbim ce vrem noi, ci vorbim ce ne dă Duhul să vorbim. Și cei care au focul străin, focul defăimării, focul bârfei, că cine împarte bârfeli aprinde focul în cetate. Cine umblă cu bârfeli, asta face. Cine umblă cu defăimări, cu minciuni, cu ponegriri, aprinde foc străin. Dumnezeu vrea să aprindem un foc sfânt, să ne zidim unii pe alții. Când te întâlnești cu cineva, rostește o binecuvântare, spune Dumnezeu să te binecuvânteze. Rostește un cuvânt de îmbărbătare, de încurajare, de ridicare. Că lumea asta nu are niciun motiv de a ridica, de a îmbărbăta, de a încuraja oamenii. Diavolul nu o va face niciodată. Este unul singur care vrea să te ridice. Este unul singur care vrea să te încurajeze. Este unul singur care vrea să-ți dea un viitor și o nădejde. Deavolul nu o va face niciodată. El se preface că o vrea, dar el îți pregătește cea mai mare capcană. El vrea totdeauna să te distrugă. El vine să te nimicească. El vine să te termine cu totul. Dar este cineva care vrea să-ți dea un viitor și o nădejde. Este Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Și vrem acest foc să-L aprindă Dumnezeu în noi. Focul în care să vorbim din partea lui Dumnezeu, să vorbim pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În această zi, spune Dumnezeu, prorocului Isaia, fitirul care fumegă, el nu-l va, nu va, stinge, trește afrântă, nu rupe. Nu știu cât foc mai ai din ceea ce ai primit cândva odată, dar vreau să spun un lucru. Botezul cu Duhul Sfânt nu-i dat pentru odată, Adică l-am primit, s-a pus viza, am pașaportul și de acum în rai cu noi. Cea mai mare înșelătorie care ți-o poate spune diavolul. Că ai primit odată și ești foarte bine. De aici încolo vezi de treaba ta. Gata, ești mântuit, că tu ești pecetluit. Vreau să vă spun ceva. Da, este o pecete, este o arvuna Duhului. Dar totodată, focul acesta trebuie zi de zi să îl întreținem. Să punem pe foc. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge și poate focul s-a stins în viața ta. Ucenicii nu doar la Rusale au stat în rugăciune. Ucenicii nu doar la Rusale au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Și vedem iarăși, și iară s-au rugat și iar s-au umplut cu Duhul Sfânt și s-a rugat și iar s-au umplut cu Duhul Sfânt. Și ne spune Scriptura, fiți plini de Duh. E ceva care ține de noi. Au văzut fecioarele de echipzuite La un moment dat se sting candelele. Nu mai avem un delem, lemn. Duceți-vă și cumpărați dar a fost prea târziu. Astăzi e timpul să pui un de lemn. Astăzi e timpul să întreții focul care l-a pus Dumnezeu. Că atunci când mirile vine, flacăra ta să ardă. Focul tău să ardă. Inima ta să ardă de dor. Să ai bucurie în inimă, să ai dorință de a-L sluji pe Dumnezeu, să fii plin de pasiune, plin de râvnă pentru lucrarea Lui Dumnezeu, plin de râvnă pentru orice faptă bună. Dumnezeu să ne binecuvinteze! de astfel de biserică are nevoie Dumnezeu, de astfel de creștini are nevoie Dumnezeu, de oameni care să aibă în ei focul Domnului. Domnul Iisus a spus, eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins? Chiar acum, chiar în această zi vrea Dumnezeu să aprindă focul acesta. Deci dacă sunt în locul acesta inimă, mă rog ca Dumnezeu să lucreze în ele. Și focul acesta să ardă, dorința aceasta să ardă. Și noi să continuăm să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să aprindă focul acesta. În tineri, dar nu numai în ei, în fiecare dintre noi și să fim plini de Duhul Sfânt. Amin.